Vechii romani credeau că fiecare loc indiferent dacă era vorba de un curs de stradă sau de o întreagă națiune, avea un fel de spirit sau energie numit genius loci care îl anima și îl supraveghea. Astăzi respingem astfel de idei fantastice și chiar considerăm că geografia în sine nu mai are importanță. Tehnologiile digitale au făcut ca granițele lumii fizice să nu mai fie atât de evidente, ceea ce ne dă impresia că putem fi oriunde în prezent. Dar aceasta nu este o realitate absolută. Știrile despre moartea geografiei sunt prea dramatice. De de fapt, Geografia nu doar că a dispărut, dar este mai relevantă ca niciodată. Un exemplu concret este invazia Rusiei în Ucraina, care arată clar importanța geografiei. Războiul, se spune, este cel mai bun profesor în ceea ce privește lecțiile de geografie. Așadar, iată problema istorică a geografiei Ucrainei și cum geografia influențează astăzi războiul din Ucraina. Istoria împărțirii geografice a Ucrainei încă din 2013, de la protestele rămase cunoscute sub numele de Euromaidan, Ucraina s-a confruntat cu o dilemă modernă. Ar trebui ca țara să fie loială Moscovei și președintelui Vladimir Putin sau Uniunii Europene. Cu toate acestea, o privire retrospectivă asupra istoriei și geografiei sale ajută la explicarea faptului că această întrebare nu este tocmai una nouă și că pasiunile și tulburările, inclusiv din prezent, provin din secole de lupte pentru poziția precară a Ucrainei între Est și Vest. De altfel, această luptă între vestul și estul Ucrainei este cea mai mare problemă geografică a statului de la Est de România. Așadar, după cum vom vedea, istoria Ucrainei a fost o istorie care a creat Linii geografice de falie. Estul Ucrainei a căzut sub dominația imperială rusă la sfârșitul secolului al XVII-lea, mult mai devreme decât vestul Ucrainei. Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care, după căderea Uniunii Sovietice, oamenii din Est au susținut în general politicieni mai inclinați spre Rusia. Ucraina de vest a petrecut secole sub controlul schimbător al puterilor europene precum Polonia și Imperiul Austro-Ungar. Treimea vestică a Ucrainei a făcut chiar parte din Polonia timp de mai mulți ani până la cel de-al doilea război mondial. Acest lucru, într-o oarecare măsură, ajută la explicarea faptului că oamenii din vest au avut tendința de a susține politicieni mai degrabă occidentali. Estul tinde să fie mai mult rusofon și ortodox, iar unele părți din vest sunt mai mult ucrainene și au influențe catolice mai puternice. Dar nu este vorba doar de geografie sau religie. De fapt, cea mai mare prăpastie după toți acești factori este între cei care privesc cu mai multă simpatie dominația imperială rusă și sovietică față de cei care o văd ca pe o tragedie. La început nu exista însă astfel de diviziuni. În secolul al IX-lea, Ucraina, cunoscută sub numele de Rusia chieveană, a devenit sediul timpuriu al puterii slave și al religiei ortodoxe nu adoptate. Dar invaziile mongole din secolul al XIII-lea au redus ascensiunea Chievului, puterea deplasându-se în cele din urmă spre nordul Rusiei către actualele Sankt Petersburg și Moscova. De-a lungul secolelor, Ucraina, cu solul său negru și bogat, care avea să o ajute să devină un important producător de cereale, a fost continuu ciopărțită de puteri Concurente. În secolul al XVI-lea, mari porțiuni din țară se aflau sub controlul Poloniei și al Lituaniei, iar luptătorii cazaci patrulau la granița Ucrainei cu Polonia. În secolul al XVII-lea, războiul dintre țaratul Rusiei și comunitatea polono lituaniană a dus la mai multe diviziuni interne. Ținuturile de la est de râul Nipru au căzut sub controlul Imperial Rus mult mai devreme decât cele ucrainene de la vest de Nipru. Estul a devenit cunoscut sub numele de Ucraina malului stâng și a devenit un centru al industriei și al cărbunelui. Terenurile de la vest de Nipru, sau malul drept, urmau să fie conduse de Polonia. O mică parte din vest, numită Galiția, a fost atribuită Imperiului Austro-Ungar în ultimul secol al XIX-lea. Imperiul Austro-Ungar a luat sfârșit la sfârșitul primului război mondial, dar acea mică parte din vestul Ucrainei a rămas în afara Imperiului Rus și a fost incorporată în URSS doar în urma celui de-al doilea război mondial. De asemenea, în secolul al XVIII-lea, sub domnia Ecaterinei cea Mare, zonele de stepă din estul Ucrainei au devenit centre economice majore de cărbune și fier. Limba ucraineană, vorbită în zonele rurale, a fost interzisă de două ori prin decret al țarului, dar pacea nu a durat mult timp. După Revoluția Comunistă din 1917, Ucraina a fost una dintre multele țări care au suferit un război civil brutal înainte de a deveni o republică sovietică în 1920. La începutul anilor 1930, pentru a forța țăranii să se alăture reformelor colective, liderul sovietic Iosif Stalin a orchestrat o foamete care a dus la înfometarea și moartea a milioane de ucraineni. Ulterior, Stalin a importat un număr mare de ruși și de alți cetățeni sovietici, Mulți dintre ei, fără să știe să vorbească ucraineană, și cu puține legături cu regiunea, pentru a ajuta la repopularea estului. Acesta este doar unul dintre motivele istorice care ajută la explicarea faptului că sentimentul naționalismului ucrainean nu este la fel de profund în est ca în vest. După cel de-al doilea război mondial, Ucraina a fost o piatră de temelie a Uniunii Sovietice, marea rivală a Statelor Unite în timpul războiului rece. După Rusia, era a doua cea mai populată și cea mai puternică dintre cele 15 republici sovietice, găzduind o mare parte din producția agricolă, industria de apărare și armata Uniunii, inclusiv flota Mării Negre și o parte din arsenalul nuclear. Ucraina era atât de vitală pentru Uniune încât decizia sa de a rupe legăturile în 1991 s-a dovedit a fi o lovitură de grație pentru superputerea aflată în dificultate. În cele trei decenii de independență, Ucraina a căutat să își croiască propriul. Drum ca stat suveran, căutând în același timp să se alinieze mai strâns cu instituțiile occidentale, inclusiv cu UE și NATO. Cu toate acestea, Kievul s-a străduit să își echilibreze relațiile externe și să depășească diviziunile interne profunde. O populație mai naționalistă, vorbitoare de ucraineană din vestul țării, a susținut în general o mai mare integrare cu Europa, în timp ce o comunitate majoritar rusofonă din Est a favorizat legături mai strânse cu Rusia, după cum am spus. Ucraina a devenit un câmp de luptă în 2014 când Rusia a anexat Crimea și a început să înarmeze și să sprijine separatiștii din regiunea Donbass din sud-estul țării. Cucerirea Crimeei de către Rusia a fost prima dată de la al doilea război mondial încoace când un stat european a anexat teritoriul altuia. Peste 14.000 de persoane au murit în luptele din Donbass între 2014 și 2021, cel mai sângeros conflict din Europa de la războaiele balcanice din anii 1990. Ostilitățile au marcat o schimbare clară a mediului de securitate global de la o perioadă unipolară de dominație a SUA la una definită de o competiție reînnoită între marile puteri. Iar, după cum știm, în februarie 2022, Rusia s-a angajat într-o invazie la scară largă a Ucrainei cu scopul de a răsturna guvernul aliniat la vest al lui Volodymyr Zelensky. Care sunt obiectivele Rusiei în Ucraina și de ce geografia contează? Rusia lui Putin a fost descrisă ca o putere revanșardă, dornică să își recâștige puterea, teritoriul și prestigiul de odinioară. Practic, obiectivul lui Putin a fost întotdeauna acela de a readuce Rusia la statutul de mare putere în nordul Eurasiei. Scopul final nu a fost acela de a recrea Uniunea Sovietică, ci de a face Rusia mare din nou. Prin cucerirea Crimeei în 2014, Rusia și-a consolidat controlul asupra unui punct de sprijin strategic la Marea Neagră. Cu o prezență militară mai mare și mai sofisticată acolo, Rusia își poate proiecta puterea mai adânc în Mediterană, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, unde a avut în mod tradițional o influență limitată. Unii analiști susțin că puterile occidentale nu au reușit să impună costuri semnificative Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei, ceea ce, potrivit acestora, nu a făcut decât să sporească dorința lui Putin de a folosi forța militară în urmărirea obiectivelor sale de politică externă. Până la invazia sa din 2022, câștigurile strategice ale Rusiei în Donbass au fost mai fragile. Sprijinirea separatiștilor îi crescuse, cel puțin temporar, puterea de negociere față de Ucraina. În iulie 2021, Putin a fost autorul a ceea ce mulți experți occidentali în politică externă au considerat a fi un articol amenințător în care își explica viziunea sa controversată asupra istoriei comune dintre Rusia și Ucraina. Printre alte remarci, Putin i-a descris pe ruși și ucrainieni ca fiind un singur popor care ocupă efectiv același spațiu istoric, geografic și spiritual. De-a lungul acelui an, Rusia a adunat zeci de mii de soldați de-a lungul graniței cu Ucraina și ulterior în Belarus, țara aliată, sub auspiciile unor exerciții militare. În februarie 2022, Putin a ordonat o invazie la scară largă, trecând o forță de aproximativ 200.000 de soldați pe teritoriul ucrainean dinspre sud, Crimea, Est, Rusia și Nord, Belarus, în încercarea de a cuceri marile orașe, inclusiv capitala Kiev, și de a detrona guvernul. Putin a declarat că obiectivele generale sunt denazificarea și demilitarizarea Ucrainei. Cu toate acestea, în primele săptămâni ale invaziei, forțele ucrainene au opus o rezistență puternică care a reușit să blocheze armata rusă în multe zone, inclusiv în Kiev. Mulți analiști din domeniul apărării spun că forțele rusești au suferit din cauza moralului scăzut, a logisticii slabe și a unei strategii militare militare prost care a presupus că Ucraina va cădea rapid și ușor. În august 2022, Ucraina a lansat o contraofensivă majoră împotriva forțelor ruse, recucerind mii de kilometri pătrați de teritoriu din regiunile Kharkov și Kherson. Campaniile au marcat un recul uimitor pentru Rusia. Pe fondul retragerii rusești, Putin a ordonat mobilizarea a încă aproximativ 300.000 de soldați, a anexat ilegal alte patru regiuni ucrainene și a amenințat că va folosi arme nucleare pentru a apăra integritatea teritorială a Rusiei. Luptele din lunile care au urmat s-au concentrat de-a lungul diferitelor fronturi din Donbass, iar Rusia a adoptat o nouă tactică de a viza infrastructura civilă din mai multe orașe ucrainene îndepărtate, inclusiv Kiev, prin atacuri cu rachete și drone. La împlinirea primului an Război, oficialii occidentali, au estimat că peste 100.000 de ucraineni au fost uciși sau răniți în timp ce pierderile rusești au fost probabil chiar mai mari, posibil duble. Între timp, aproximativ 8 milioane de refugiați au fugit din Ucraina, iar alte milioane au fost strămutate în interiorul țării. Înainte de zghețului de primăvară, aliații occidentale ai Ucrainei s-au angajat să trimite ajutoare militare mai sofisticate, inclusiv tankuri. Majoritatea analiștilor de securitate văd puține șanse pentru diplomație în lunile următoare, deoarece ambele părți au motive puternice pentru a continua lupta. În concluzie, istoria și geografia Ucrainei au jucat un rol fundamental în modelarea complexelor sale diviziuni interne și a relațiilor cu puterile vecine. De-a lungul secolelor, diversitatea religioasă, culturală și etnică, precum și influențele geopolitice din Est și Vest au generat o serie de fracturi profunde în țară. Aceste diferențe au fost accentuate de evenimentele istorice, cum ar fi dominația străină și invaziile, care au contribuit la conturarea identităților regionale și a simpatiilor politice. Recent, invazia Rusiei în Ucraina a evidențiat importanța geografiei în contextul conflictului și a interacțiunilor dintre puteri. Într-o era a tehnologiei digitale și a globalizării, geografia continuă să influențeze dinamica politică și să fie un factor crucial în evoluție evenimentelor internaționale. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!